Hai, salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Ei bine, fraților, astăzi facem un mic episod în care o să vă prezint și vouă APK-ul acesta. O să vă arăt și shop-ul, bineînțeles, pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați cerut acest APK, așa că o să vi-l dau și vouă. Astăzi o să facem prezentarea, iar în următorul episod o să primiți și voi link-ul cu acest APK. Sper că o să vă placă. O să deschidem prima oară mapa să vă arăt. Cam așa arată mapa. Este o mapă micuță, din păcate nu are plasabile cum ar fi, dar puteți să vă adăugați. Să vedem, poate vi le adaug eu direct în APK, dar vă trebuie un controller sau o tastatură pentru a putea să le plasați pe hartă. Din păcate nu există apă, din câte știu eu, și nu sunt nici moduri, din câte am văzut, cu apă, așa că asta este o mică problemă pe harta asta, nu puteți să le dați apă la animale, dar în rest, aveți cam tot ce vă trebuie. După vedeți, avem niște terenuri mai mici, avem tot ce ne trebuie în afară de apă, după cum v-am zis. Pentru semințe am adăugat eu niște moduri, o să vi le arăt imediat, probabil ați văzut în episodul anterior. Și da, asta este mapa, se numește Campaign of France și este o mapă franceză. Cam așa arată și minimap-ul. Și hai să intrăm direct aici pe shop și să vă arăt toate modurile pe care eu le-am adăugat. Avem și modul de mers pe jos, după cum vedeți, dar din păcate modul acela în care puneai lucrător automat este cam băguit din cauza acestui mod de mers pe jos, pentru că am versiunea 0.63 și nu era chestia asta cu mersul pe jos, am adăugat-o eu, dar da, este cam buggy faza cu lucrătorul automat, o să puteți să îl puneți pentru că este bugui și vă face și lag. Așa că o să trebuiască să renunțați la lucrătorul automat. O să vă zic toate chestiile pentru că vreau să știți cu toții ce trebuie să faceți pe harta asta, ce nu merge și ce merge. Acum să intrăm aici în shop. Avem aici show by categorii, show by brand și lăsăm așa cu categorie. Vedeți și voi, nu avem în anumite chestii iconițele, dar asta este. O să începem cu Small Tractors. Avem aici Massey Ferguson acesta 5S, care este nou din PS22. Avem acest UTB pe care îl știți cu toții. Este un mod făcut de Android Gamer. Așa, după care avem Large Tractors, avem aici acest New Holland care mi-a plăcut mie foarte mult și l-am adăugat și pe acesta. Așa, la Harvester s-am adăugat o combină, acest John Deere X9, după cum vedeți. Și este destul de faină și este foarte bine făcută. Cam atât este aici. La Tractors avem noi câteva tractoare. Avem acest Opter Series 2020 cu roți duble. Așa, ce mai avem pe aici? Mai avem acest John Deere Opter 2021, pe care l-avem și în FS22, bineînțeles. Și acest Fast Track 8280, care este făcut de Android Gamer și este foarte tare modul. Așa, după care avem Medium Tractors, avem aici 3 tractoare, acest John Deere care mi-a plăcut mie foarte mult din 22 și l-am găsit într-un final făcut foarte bine, 7810 se numește, acest Massey Ferguson pe care îl știți cu toții și acest 6S făcut de Willy Modder 11, după cum vedeți. Este foarte tare și acest tractor. La Trax avem acest MAN, știți și voi că l-am avut și pe cealaltă mapă cu Franța, acest MAN cu remorcă și Tatra care este VIP, dacă pot să zic așa. Îi mulțumesc la Android Gamer că mi-a convertit aceste două moduri, amândouă, și acest MAN și această Tatra, și sunt făcute foarte șmechere, după cum ați văzut, și da, sunt foarte, foarte tare, îi mulțumesc din suflet că m-a ajutat. Așa, ce mai avem pe aici nou? La Trailers avem acest Vielton Trailer care este foarte șmecher. Așa, mai avem această remorcă care este împreună cu manul, acela pe care l-ați văzut mai înainte. Și această remorcă tot de la Android Gamer, care este una românească, după cum vedeți. Foarte, foarte șmecheră. Așa, hai să vedem ce am mai adăugat eu pe aici, că nu mai țin minte exact. La cultivatoare nimic, seeders nimic, la sprayers nimic. Așa, ce mai avem pe aici? Mowers, am adăugat aceste John Deere-uri în loc de cele din joc.
sunt foarte șmechere. Așa, la tethers n-am adăugat nimic. Windrowers din nou nimic. Avem acest cun, cred că este direct din joc. Așa, aici la Baling Technology, mă scuzați, avem acest Massey Ferguson care este foarte șmecher, e făcută foarte faină balotiera asta. Așa, din wagonul, la Animals n-am adăugat nimic. Aici așa. La Misc avem acești doi saci, unul cu fertilizator, unul cu semințe. Așa, mai avem balotiera asta John Deere. După cum vedeți, este foarte faină și asta, nu știu de ce mi-o dă la categoria Misc, dar asta este. Și acest backloader, care l-ați văzut în episodul anterior, cu acesta legi acești saci și îi ridici sus deasupra semănătorii ca să încarci cu semințe sau cu fertilizator, bineînțeles. Asta este băgată pentru că, v-am zis, nu sunt semințe, nu sunt stații de încărcare a semănătorilor pe hartă, așa că am adăugat aceste două moduri. Așa, la cars avem ATV-ul acesta, care este foarte șmecher, și BMW-ul VIP, pe care îl știți cu toți, cel vișiniu. Este un BMW foarte șmecher, tot de Android Gamer e făcut și ăsta. Îi mulțumesc pe care aceasta că m-a ajutat și cu acest mod. Îi găsiți și lui canalul în descriere dacă vreți să vă duceți și la el, să vă uitați pe canal acolo, pune tot felul de moduri. Ăsta probabil nu o să vi-l dau. Mai este un BMW, o să vi-l pun pe acela în APK. Ăsta nu vreau să-l dau pentru că este VIP, dacă pot să zic așa, și aș vrea să-l păstrez doar pentru mine, sper că mă înțelegeți. Aici avem două din astea, două greutăți. Cea de treia nu este pentru că am adăugat alt mod în locul acelei greutăți și asta este, îmi pare rău. Așa. Și cam astea sunt toate modurile adăugate de mine. Probabil câteva dintre moduri nu o să le găsiți în APK. O să le scot pentru că vreau să le păstrez doar pentru mine. Și sunt câteva, vreo 3 cred că mai exact, restul o să le vedeți și voi, o să le aveți, poate vă mai adaug și alte chestii pe aici. Și da, cam ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut, sper că o să vă bucurați și voi de acest APK, o să vi-l dau în episodul următor pentru că momentan mai am de lucru ceva la el, trebuie să fac și linkul și tot felul, poate vă mai adaug câte ceva pe acolo. Și da, sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, dați un share că mă ajută foarte, foarte mult. Lăsați acolo și un comentariu cu părerea voastră despre acest APK dacă vă place. Și da, aveți toate detaliile în descriere. Până data viitoare, v-am salutat și numai bine. Pa, pa!